Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine. Bun găsit, doamnelor și domnilor, suntem la Misiunea Verde și l-avem invitat astăzi pe Comisarul General al Gărzii de Mediu, domnul Octavian Berceanu. Bună ziua, vă mulțumesc foarte mult pentru că ați acceptat invitația noastră. Bună ziua! Iată, a trecut o lună de când ați fost pus la conducerea Gărzii de Mediu și de atunci în fiecare zi sunteți pe teren. Știm că România are probleme grave în ceea ce privește poluarea, dar cum se vede situația din teren la o lună de când ați preluat această poziție? Partea bună este că lucrurile au început să meargă spre bine în momentul în care a apărut anunțul că voi prelua Garda de Mediu până să existe un ordin semnat de primul ministru. Cum așa? M-a uimit vrednicia comisariatelor județene cu care au început să oamenii din Garda de Mediu, din comisariate județene, comisarii au început să meargă în teren, au început să dea amenzi, au început să verifice. Un lucru foarte bun și pe care l-am și salutat și pe care îl sprijin și acum din poziția de comisar general. Lucrurile s-au întâmplat destul de repede. Eu am mers foarte mult în teren și am stimulat cumva colegii din toată țara să fie proactivi și nu reactivi la ceea ce se întâmplă. Și iată că avem ceva rezultate. Primul dintre ele, cel mai notabil, este calitatea aerului în București. Nu știu dacă era pentru comisarii generali o subtilitate că aerul se îmbâxește în București din cauza arderilor ilegale, dar lucrul era oarecum știut. Însă, din păcate, nu am văzut acțiuni în teren. Am mers în teren în fiecare săptămână, 4-5 zile pe săptămână. Colegii mei au fost în teren, în zonele cu incendieri, mă refer la Bolintin, Glina, Jilava, Stintești, și în momentul de față avem un aer mult mai bun în București, din prisma faptului că calitatea aerului era redusă foarte mult de aceste arderi de incendieri. Cu cât mai bun, domnule comisar general? Putem face o raportare la aceeași perioadă anului trecut sau acum 2 ani. Anul trecut, în aceeași perioadă, în martie-aprilie, limitele maxime admise erau depășite de 10 sau de 12 ori. În cel mai crunt episod din anul acesta, la lăsata secolului, limitele au fost depășite de 2 ori. Evident că și în viitor, de exemplu, urmează câteva evenimente cu caracter religios în care aceste zone sunt mai afectate de incendieri și mă refer la zona de sud, sud-est a Bucureștiului, și vom avea evenimente similare pe care încercăm din toate puterile să le prevenim, dar e o diferență extraordinar de mare între ce am avut în anii precedenți și ce avem acum. Cu toate astea, încă se depășește limita legală de 2 ori, înțeleg. Adică respirăm un aer mai curat, dar nu așa cum ar trebui. Cărui fapt se datorează totuși această reducere a poluării în capitală? Cum ați reușit asta într-o lună? Pur și simplu am mers foarte mult pe teren și am reușit să oprim aceste incendieri de mase plastice, cauciucuri, care nu erau pur și simplu ocazionale, ci erau la o scară mult mai mare, la o scară industrială. Suspectez că în spatele acestor activități, după cum am descoperit, avem structuri de crimă organizată, ne-a ajutat jandarmeria, foarte mult poliția și uite că lucrurile s-au întâmplat. Pe de altă parte, poluarea din București mai are și alte surse, care le regăsim și în alte orașe mari din România, pentru că avem infringement pe calitatea aerului și pe alte orașe. Și ne referim odată la poluarea pe care o importăm, de exemplu, în București și în sud-estul României, din zonele deșertificate din Oltenia. Cum vine vara, această poluare se va intensifica destul de mult. Avem 100.000 de hectare de terenuri agricole care sunt acoperite, neproductive, care sunt acoperite cu nisip, de fapt, la ora actuală. Avem o poluare periurbană dată de industria din jurul Bucureștiului,
Foarte mulți oameni simt mirosul acela înțepător în nas, hidrogenul sulfurat, care vine în mod special de la deșeuri, de la depozitele de deșeuri, dar o altă poluare vine din zona industrială, fabrici și fabricuțe care, într-adevăr, nu respectă întru totul normele, nici OAT-urile nu respectă foarte multe norme. Am găsit zone în care deșeurile sunt aruncate în peislaz, în jurul Bucureștiului, și incendiate. Și de acolo avem o poluare masivă cu PM2,5, cu particule și PM10. Avem o poluare dată de șoselele din București, o dată de șantiere, o dată de camioanele care transportă deșeurile provenite de pe șantiere, pământ, resturi din demolări și care nu au fost, care nu sunt acoperite, și depozitele acestea ilegale de deșeuri le regăsim iar și în jurul Bucureștiului, tocmai inventariem o parte din ele. Avem o poluare dată într-adevăr de parcul auto învechit din capitală, o poluare pe care nu o putem neglija și evident în orice măsurătoare, și o densitate foarte mare a circulației. Există de asemenea o poluare dată de praful de pe străzi, camioanele acelea care transportă pe timpul nopții sau chiar și pe timpul zilei, dar preponderent noaptea, pământ și moloz, și care nu sunt acoperite, și din cauza vitezei acel pământ ajunge pe carosabil și e ridicat dimineața de anvelopele autoturismelor. Avem o poluare puternică din încălzirea rezidențială, individuală, sobele. Aceeași poluare o are Amsterdam, o au toate capitalele mari din lume. Noi nu am inventariat-o. Nu știu de ce de atâția ani de zile nimeni nu a avut tupeu să spună că există această poluare din motive electorale, dar ea este, de exemplu, în Budapesta sunt cercetări făcute în vestul Europei, în centrele mari, în capitale, unde există acest tip de poluare rezidențială dată de încălzirea rezidențială. Cu particularitatea că în București și Budapesta și ce alte orașe din România, foarte mulți oameni care au o condiție financiară precară se pun în aceste sobe bucăți de mobilă, din PAL, din PFL, ulei. Toate astea dau o poluare locală foarte puternică. Imaginați-vă 3, 4, 5 sobe într-un partar de blocuri unde nu există aer, că asta e diferența, nu circulă aerul și poluarea rămâne acolo foarte puternică. Am descoperit asta în București în nenumărate locuri, chiar în centru. Înțeleg. Sunt oameni care au posibilități financiare mici, dar și cetățeni care nu sunt la sistemul central de gaze, deci nu sunt conectați și asta este o problemă a statului. Dar haideți să o luăm un pic așa. Știm că sunt foarte multe probleme de mediu. Mă gândesc că le-ați abordat cumva strategic și am văzut că ați plecat mai întâi în jurul Bucureștiului, în comunitățile din Ilfov, unde ați început cumva o luptă cu cei care arde deșeuri ilegale, cu primarii acestor comunități. Ați descoperit... Poftim? Am o veste foarte bună, de fapt două vești. Așa. Vești. Este legată de Sintești, unde comunitatea de acolo m-a chemat săptămâna trecută și au zis, uite, noi am înțeles ce se întâmplă, autoritățile și poate partea asta de București ne-a ignorat și asta s-a întâmplat. De-a lungul anilor, autoritățile centrale și locale au ignorat acea comunitate. Noi am ignorat bucureștenii și am ignorat efectele pe care le produc arderile de aici. Și vestea bună? Da, vestea bună este că s-au decis să facă pace și comunitatea de acolo a început să aibă grijă să nu mai existe aceste focuri. E un lucru unic ca și mod de abordare și rezultat și mă bucur dacă îl pot exporta către cealaltre comunități din România care sunt în acea situație. Dar aici trebuie să intervină cumva și autoritățile centrale, să ajute autoritatea locală să investească în calitatea vieții în acele zone. Nu au curent, nu au apă, nu au gaze, nu au infrastructură, drumuri, nu au nimic, absolut nimic. Când vorbeați despre Sintești și am văzut multe materiale video, m-a îngrozit ce se întâmplă acolo, dar ați rostit niște cuvinte extrem de importante și grave în aceeași măsură. Vorbiți despre crimă organizată, despre sclavie și despre exploatarea a mii de copii din Sintești, dincolo de problemele grave de mediu. Care a fost poziția primarului comunei vis-a-vis de toate aceste probleme?
Mai mult decât am vorbit eu, mult mai mult decât am vorbit eu, au vorbit jurnaliștii, jurnaliștii din mass media națională, dar și cei din mass media internațională, pentru că lucrurile sunt evidente acolo. Am văzut copii care țin cabluri în brațe și le duc la ars. Cablurile acelea nu vin pur și simplu, sunt aduse, e un comerț ilicit. Primăria a început să facă curat. Poate nu ni se pare foarte mult, dar primăria deja a început să facă curat, a strâns pe 20 de hectare. Eu merg nu chiar zilnic, deodată la 2-3 zile merg acolo. Dar nu știa primăria despre ce se întâmplă în comuna Sintești? Da, lucrurile acestea s-au întâmplat până acum, pentru că nimeni nu a venit peste ei, cumva peste autoritățile locale, mă refer, să le spună clar, alegeți între a face curat sau a primi amenzi în cascadă. Și întrebarea e simplă. Cum vreți să cheltuiți voi ca primărie 100.000 de lei? Pe motorină și pe strânsul deșeurilor sau pe amenzi? Și vor veni banii și amenzile în cascadă? Atunci au realizat că singura posibilitate este să facă curat. Și au făcut curat și încă continuă să facă curat. Mai au foarte mult de muncă. Dar faptul că s-au apucat și pot să dau un exemplu și mai sunt și alte comune din jurul Bucureștiului și mici orășele care s-au apucat să facă curat, un lucru foarte bun pe care eu îl susțin. Și poate nu întotdeauna amenziile și bastonul jandarmilor ar trebui să producă efecte pozitive, ci munca asta de dialog cu societatea de acolo, cu comunitățile, cu decidenții politici locali, în care ei să ajungă la un acord comun cum vor să arate localitatea respectivă. Și asta s-a întâmplat acum. Ceea ce e ok, e un început. S-a declanșat o anchetă pentru situația din Sintești. Repet, ați folosit cuvinte foarte importante. Organizații sau autorități care să protejeze copilul sau avocatul poporului. S-a autosesizat cineva în privința acestor copii? Am făcut acum să scot la lumină ceea ce se întâmplă acolo și ceea ce este o rușine pentru România. Să ai copiii care aleargă la 6 km de București în Nămol până la genunchi, să ai ca într-o pădure de liane cabluri care merg și trag, aduc curentul de la iluminatul public către toate casele oamenilor, adică fire trase ilegal, racordări ilegale cât vezi cu ochii, să nu ai niciun fel de nicio metodă de a oferi un pic de școală copiilor de acolo, să nu ofere absolut nimic unei comunități destul de numeroase și mai mult să nu ai niciun picior de autoritate care să calce pe acolo vreodată. Noi eram ca niște extraterestri percepuți acolo. Nimeni n-a mai călcat. Dar acum, după ce dumneavoastră ați fost acolo și presa a arătat ce se întâmplă, a venit cineva, premierul, avocatul poporului, Autoritatea pentru Protecția Copilului? Absolut nimeni, în afară de comisarii gărzii de mediu, de mine, care merg frecvent acolo, de jandarmi, de câțiva polițiști, că merge și poliția, și autoritatea locală, primarul, nu am văzut pe nimeni, din păcate. Dar presiuni politice, cineva a reacționat din mediul politic la ce dezvăluire ați făcut acolo? Cu toate că sunt vizibile, cu toate că dacă nu rezolvăm o problemă de acest tip la 6 km de București, e clar că nu o putem rezolva nicăieri în România, iar acest tip de comunitate se regăsește în foarte multe localități din România și aceleași probleme, da, îmi pune semne de întrebare. Sunt 30 de ani totuși în care problemele astea trebuiau să fi dispărut de mult, de mult, de... Știți că probleme similare, poate nu la dimensiunea celor petrecute în Sintești, dar probleme similare se petrec și în alte comunități din Ilfov și cumva primarii sunt părtași la tot ce se întâmplă, uneori chiar sunt parte din tot ce se întâmplă acolo. Cum duceți lupta asta? Pentru că e drept că sunteți comisarul general al Gărzii de Mediu și nu puteți să rezolvați și problemele sociale, dar până la urmă e o luptă pe care trebuie să o duceți cumva, nu atât cu oamenii care găsesc o soluție financiară în această ardere a deșeurilor, cât cu primarii, care nu au pe agenda lor publică protecția mediului, asfaltează și taie copacii pe lângă, închid ochii atunci când trec camioanele cu materiale de construcții sau cu deșeuri și le aruncă la liziera pădurii.
Cum o să duceți această luptă, care e grea, nu e ușoară, să aibă rezultate? Două lucruri întâmplat. Unul este faptul că oamenii de acolo au conștientizat efectele pe care le produc prin activitatea lor ilegală, economică, ilegală, asupra unui oraș întreg. Doi, comunitatea de acolo a înglobat nevoia de a reacționa și de a se apăra. Și nu într-o formă agresivă, ci într-o formă proactivă, puternică, în care a început să aibă grijă de ea, a început să perceapă că ceea ce fac nu e ok, că există cineva, oricine, nu știu, o instituție, s-a nimerit acum să fie Garda de Mediu, care vine acolo și i-am ridicat foarte mult ca și vizibilitate și asta le conferă un avantaj, pentru că dumneavoastră mă întrebați acum de ce n-au venit autoritățile centrale acolo. Acum 2 ani, probabil, foarte puțin știau de această localitate și ce se întâmplă acolo. Foarte puțin. Și este un pas. Oamenii au conștientizat din comunitatea respectivă ce se întâmplă și luptă acum pentru drepturile lor. Ceea ce e foarte bine, pentru că această luptă poate fi preluată și de cealaltă comunități. Iar mișcarea aceasta la nivelul, la firul ierbii, determină pe viitor reacții sănătoase din partea clasei politice. Bun. Care sunt rezultatele concrete pe care le-au avut acțiunile dumneavoastră în această primă lună de mandat? În primul rând, nu știu ce au discutat autoritățile locale între ele, dar au ajuns la un oarecare consens în câteva zone importante, în zona de sud a României, în zona Ilfovului, și au priceput că dacă nu facem curat, pentru că gunoiul ne îngroapă, pur și simplu, la nivelul ăsta am ajuns acum, dacă nu facem curat acum, s-ar putea să fie prea târziu, că totul va fi distrus în jurul nostru. Nu mă refer doar la cadrul natural, ci și la sănătatea noastră. Și sănătatea, nu știu dacă facem această conexiune, eu nu știu dacă primarii înțeleg lucrul ăsta sau mulți dintre oamenii din aceste comunități înțeleg că este o legătură între poluare și sănătatea lor. Da, au început să înțeleagă în contextul în care există și pandemia de SARS-CoV-2 și peste tot în lume unde există poluare, numărul sau mortalitatea a crescut fantastic pe patul acesta oferit de poluarea aerului. Și oamenii au început să înțeleagă, au început să pună presiune foarte mare pe primar. Încă o dată, n-a venit de la sine din propria inițiativă a primarilor. Aceste demersuri nu au apărut de la sine, au pornit de la nivelul oamenilor din comunitatea respectivă. Și câte primării au început să facă această curățenie a deșeurilor de pe... În județul Ilfov, aproape jumătate. Câte comunități? 20. 20 de comune au început să facă această curățenie. Da. În ultimile 2 săptămâni jumătate, ceea ce e un lucru bun. Asta este, cum să zic, poluarea de deasupra pământului, practic ceea ce vedem. Ce se întâmplă cu ceea ce este sub pământ? Pentru că acolo se află o grămadă de substanțe toxice, chimice, care ajung în ape și în pământul pe care oamenii îl cultivă. Știm care e situația acolo? Luăm probe. Nu Garda de Mediu se ocupă, e Agenția pentru Protecția Mediului, Agenția Națională pentru Protecția Mediului, prin intermediul APM-urilor la nivel local. Ei au laboratoare, noi mai luăm probe și le ducem spre analiză. Avem o poluare destul de puternică despre care nimeni nu vorbește, o poluare a apelor. Exact. Întotdeauna, dacă veți merge pe... Eu n-am găsit, de fapt, până acum să merg pe un râu de munte și chiar în zona de deal sau câmpie să nu găsesc deșeuri pe margine. Sau să nu aude de versări ilegale, vidanjări sau canalizări ilegale. Nu, ei sunt omniprezente. Nu știu ce s-a întâmplat în tot acest timp. De la Dâmbovița și Lacul Mori, care se află în buricul Bucureștiului și zonei metropolitane, peste tot vedem aceste deversări ilegale în apă. Iar apele astea sunt cele care înseamnă viață în mediu, iar dacă noi infestăm mediul, atunci și calitatea vieții în acest mediu pe care noi îl încercăm să-l gospodărim, scade foarte mult. Avem o poluare destul de puternică pe zona industrială veche, rămasă din anii 70 și 80, și acolo încercăm să găsim soluții ca să cumva să micșorăm impactul negativ pe care l-au aceste
depozite de diferite materiale din fosta industrie. Avem o poluare destul de mare în jurul comunelor din toată țara. Acele depozite ilegale de deșeuri, undeva în marginea satelor, în spatele cimitirului sau al terenului de fotbal, pe ultima stradă din comună. Peste tot în România găsim astfel de depozite care între timp au fost acoperite cu pământ. Dar substanțele de acolo se scurg încă în pânza freatică, se vor scurge încă 20 și de mai ani. Mult, și mai mult decât atât, au fost acoperite cu pământ ca să nu se mai vadă mizeria, după care terenurile au fost scoase spre vânzare pentru construcții, pentru dezvoltatori imobiliari. Și asta, ce știu de la dumneavoastră, din ce ați declarat presei, foarte mult în jurul Bucureștiului. Sunt foarte mulți bucureșteni care acum încearcă să-și caute teren ca să-și construiască o casă în comunele din jurul Bucureștiului. Ce sfat le dați ca să fie sigur că se așează pe un teren curat? Dar sunt inginer și am avut și în facultate proiecte de construcții. Le recomand din toată inima să verifice ceea ce se află sub primii 10 cm de pământ. S-ar putea să aibă surprize foarte mari să descopere că undeva la jumătate de metru sau un metru au un depozit de deșeuri care înseamnă 4, 5, 6 metri grosime a stratului. Dar ce e foarte important, înainte să cumpere orice petic de pământ cu ceva gazon deasupra, care ți ia ochii imediat, să se uite ce e sub. Pentru că altfel vor fi nevoiți și să cumpere și să vândă mai departe și nu e ok ceea ce se întâmplă. Astfel de dezvoltări imobiliare, tunuri imobiliare, pot să le zic, să transforme o groapă de gunoi ilegală într-un teren pentru dezvoltare imobiliare, l-am găsit frecvent în jurul Bucureștiului, preponderent în zona Chiajna. Când veți ajunge la mari poluatori și la dezvoltatori imobiliari imediat, pentru că și ei cu ajutorul autorităților sau poate, nu știu, fără ca autoritățile să știe, defrișează părți din păduri, livezi și nu conform legii ar trebui să planteze de 4 ori mai mult. Eu nu știu cine îi verifică, dar cred că nu îi verifică nimeni și construiesc fără să țină cont de protecția mediului. Cum veți face să acoperiți toate aceste probleme? Nu este ușor, pentru că dacă în cazul unor persoane fizice lucrurile sunt vizibile, amenzile sunt clare, legislația este clară. În cazul marilor poluatori vorbim de mari case de avocatură care stau în spatele lor și atunci analizele, buletinele de analiză trebuie să fie foarte clare. Din păcate, garda de mediu nu este dotată cu aparatură care să facă aceste măsurători. Când îmi spun măsurători, mă refer la ce înseamnă calitatea aerului, calitatea substanțelor pe care le deversează, tot ce ține de activitatea lor și tehnologia pe care o folosesc. Sunt alte instituții care se ocupă de acest aspect. Eu consider că avem un mare handicap, pentru că nu putem să intervenim în minute și să facem atunci măsurătorile când avem suspiciuni vis-a-vis de activitatea lor. Și trebuie să întocmim niște dosare foarte bine documentate. Aici avem câteva lucruri de îmbunătățit și în partea de legislație, evident. Am ajuns la mari poluatori, însă, spre diferență de poluatorii mici ad hoc, cu mari poluatori lucrurile stau un pic mai dificil, pentru că vorbim de niște dosare groase care trebuie să întocmite și care să stea în fața instanței, pentru că de instanțe vorbim majoritatea cazurilor. Vom primi drone. Asta vreau să vă întreb, că așa spuneați că vă veți lua drone cu senzori care să vă ajute în monitorizarea zonelor poluate. Pentru că dacă vorbim despre emisii de gaze la mari poluatori în întreaga țară, atunci trebuie să ai date foarte clare, să știi la 2 noaptea dacă se întâmplă astfel de emisie accidentală, să faci o monitorizare cât mai amănunțită a procesului tehnologic și să-i și surprinzi. Factorul surpriză e foarte important, din păcate, și
trebuie să facem lucrul ăsta. Vom primi câteva unelte care ne vor ajuta și care ne duc ca și dotare spre un nivel, să zicem, spre optim. Dar până acum, timp de 30 de ani, Garda de Mediu nu a beneficiat de aceste instrumente, din păcate, timp de 30 de ani. Și veți reuși dumneavoastră să aveți instrumentele astea la îndemână? În cât timp? Eu sper să le avem cât de repede la îndemână, să putem fi operativi. Trebuie să și învățăm să le mânuim. Pentru o dronă ai nevoie și de un pilot experimentat și trebuie să învățăm să le mânuim. Și, de asemenea, ce ne ajută pe noi este și o nouă rețea de senzori care să ne vorbească despre calitatea aerului. Senzorii pe care avem acum sunt sub nivelul de care noi avem nevoie. Și avem nevoie de o generație nouă de senzori, de o rețea, de fapt, ca să ne putem da seama de unde vine această poluare. Vom avea și senzorii cât de curând. Și atunci vom ști cu exactitate de unde provine poluarea în majoritatea cazurilor. Spuneați că acum de sărbători vă așteptați din nou la incidente de mediu din partea oamenilor din comunități, conform tradițiilor, nu știu, se ard cauciucuri sau ce se arde de flori. Veți fi și de flori? Sunteți de flori, de fapt, pe teren sau vă luați o pauză? Da, voi fi în teren și voi fi în teren până la sfârșitul mandatului meu. Asta este când în fiecare credeți zi că va fi sfârșitul mandatului acesta? Că veți supăra foarte multă lume. Da, muncesc în fiecare zi cât pot de mult, 12-14 ore, ca și cum ar fi ultima zi de mandat. În momentul în care voi termina mandatul, atunci să consider pentru propriul suflet și în fața comunității că mi-am făcut foarte bine treaba cât am putut de mult. Revenind la subiect, e clar că vor fi incendieri. Munca mea este să fac prevenție, pentru că dacă avem un număr foarte mare de incendieri în același timp, e foarte greu cu personal limitat să faci față. Și, de exemplu, dau un exemplu din Ilfov, e foarte greu să te miști cu câțiva oameni și câteva echipe din Vidra, din sudul Bucureștiului, spre Otopeni, în nordul capitalei. Și atunci munca asta de prevenție înainte ne ajută foarte, foarte mult. Pe de altă parte, față de acum 2 luni, lucrurile s-au schimbat enorm, enorm. Deci dacă se întâmplă ceva astăzi, în Duminica Florilor, și cineva sună la Garda de Mediu, este altcineva pe partea cealaltă care ne răspunde la telefon și ne poate ajuta. Da? Care sună la 112, pentru că trebuie 112. Să înțelegem unde avem incendieri mari, nu e de ajuns să ajungă doar Garda de Mediu, avem nevoie și de o echipă de la pompieri, avem nevoie și de sprijinul poliției de foarte multe ori ca să identifice persoanele respective. Doar că ajunge Garda de Mediu sau un echipaj al Gărzii de Mediu nu este suficient. Și atunci 112 este numărul la care cetățenii pot fi ajutați de o echipă mixtă care ar putea ajunge în teren. Vă mulțumesc foarte mult, domnule Berceanu. Vă urez un mandat foarte lung. O să vă urmărim și pe Facebook, că sunteți foarte activ acolo și e bine, pentru că vedem în timp real ce se întâmplă. Este rar, sincer, chiar a fost rar, nu știu dacă a mai fost cineva care să conducă Garda de Mediu să fie în fiecare zi pe teren, dar și în social media. Ceea ce este un dialog bun pe care îl faceți, cred că, cu comunitatea. Vă mai așteptăm la Misiunea Verde să discutăm și despre alte lucruri și așteptăm să vedem concret, real, cât de sustenabil este demersul ăsta. Prevenția e bună, dar știți cum e, educația trebuie făcută pe termen lung, altfel lucrurile nu se schimbă. Pentru sesizări există garda-mediu@gnm.ro și ca ordin de mărime, dacă anul trecut pe această adresă au fost primite undeva la 3.000 de sesizări, probabil voi face 3.000 într-o lună și un pic. Sper să crească numărul sesizărilor, dar și numărul soluțiilor și a rezolvărilor ca să respirăm un aer curat, să avem o apă mai curată și mai ales un pământ curat. Vă mulțumesc tare mult! Sărbători frumoase și dumneavoastră și vă așteptăm și altă dată la Misiunea Verde! Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine!